Joi, 7 octombrie, la sediul PSD Călăraș a avut loc o conferință de presă la care au participat senatorul PSD Nicu Șorcionoiu, deputatul Dumitru Coarnă și vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Mihai Țăbeștea. Au fost abordate subiecte precum criza din sănătate generată de numărul mare de persoane infectate cu COVID-19, criza politică și criza economică, alocările bugetare din fondul de rezervă al guvernului și investițiile Consiliului Județean aflate în derulare în zona Oltenița. Vreau să vă spun că în acest moment cred că suntem total depășiți de ceea ce se întâmplă în țară și aș vrea cu această ocazie să aduc mulțumirile mele și mulțumirile tuturor cetățenilor, cadrelor medicale. Acești oameni se confruntă în această perioadă cu multe și foarte multe probleme cauzate în principal de proasta guvernare. Acești oameni care sunt practic primii expuși, fac eforturi însemnate ca să poată să salveze oameni. Vorbind de Călăraș, aș vrea prima dată să aduc mulțumirile mele, cadrelor medicale, tuturor și în același timp fiecăruia în parte, pentru tot ceea ce fac ei în acest moment în Călăraș. Există un salt calitativ extraordinar de mare care se întâmplă în acest moment în Călăraș, dar această pandemie face de așa natură încât acești oameni să fie supra și supraaglomerați. Avem probleme mari. Avem probleme pe care cred că în acest moment, datorită faptului că avem un manageriat bun, avem în acest moment doctori care au venit și sunt cu mult mai mult decât anii trecut, putem în acest moment să spunem că trebuie neapărat să acordăm un respect deosebit acestor oameni. Vreau să mulțumesc pe această cale managerului acestei societăți, directoarei acestei societăți, directoarei medicale, infirmierilor, asistentelor și tuturor doctorilor care, și nu în ultimul rând, tuturor doctorilor care participă în mod necontenit la acest fenomen. Rata de infectare este, părerea mea, mult mai mare decât cea care în momentul acesta ne este furnizată. Capitolul, să spunem, vaccinarea a ieșuat datorită faptului că acest guvern nu a fost capabil să implementeze acest program, să spunem, și în momentul acesta cazurile sunt, cred că, foarte, foarte numeroase. Cunosc problema în mod direct în Spitalul Călăraș. Sunt foarte mulți tineri care în acest moment sunt, să spun, afectați. Sunt foarte mulți tineri care se zbat între viață și moarte. Apreciez, încă o dată vă repet, apreciez dedicația și efortul cadrelor medicale și aș vrea pe cât posibil să cred că această pandemie va dispărea cât mai repede. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă vorbesc de drumul județean 411, care leagă județul Călăraș de Giurgiu. O lucrare care este executată în proporție de 70-75%. O lucrare și un drum care a scos din izolare localități precum Cribăț, Radovanu, Cășoarele și Chibnociu. În zona respectivă sunt foarte multe societăți agricole, foarte multe persoane fizice care se ocupă cu agricultura și ei își desfășoară activitatea și își câștigă existența prin vânzarea acestor produse. Prin acest drum s-a reușit odată ajungerea lor cât mai rapidă în piețele din Oltenița, piețele din Giurgiu și piețele din București. O a doua investiție destul de mare, care are termen de realizare extrem de scurt, noiembrie anul acesta. Sperăm să nu existe, să nu se strice timpul și să nu fie cazul de întârziere. Este vorba despre podul peste Argeș, care face legătura între localitățile Jordanu și Cribăț, o promisiune electorală pe care ne-am asumat-o împreună cu președintele Consiliului Județean și iată că ne ținem de
de această misiune. Tot în zonă avem 402, un drum județean, care leagă partea de vest a județului de capitala României. Vreau să vă spun că pentru a ajunge din Oltenița, Radovanu, Crivăț, în partea de nord a capitalei, făceam aproximativ 2 ore, pentru că trebuia să trecem pe zona de centură. Prin acest drum, județean 402, care a creat legătura cu Fundulea, avem un acces rapid către capitala României, dar și către autostrada Soarelui. O altă investiție care este în curs de derulare, cu un termen de realizare un pic mai lung, este vorba de drumul județean 403, unde și acolo au început lucrările de modernizare. Chiar ieri am trecut și pe acolo, am văzut o stație de asfalt adusă de constructor. Sperăm în realizarea acestui drum să se facă în condiții optime și în termenele stabilite prin contract. Avem probleme extrem de complicate și de delicate. România traversează poate cea mai cumplită criză economică, socială, politică din 1989 la zi. Domnul senator va vorbi despre criza sanitară pe care o traversăm. Sigur că toate sunt legate, criza politică și criza economică, practic, sunt acele aspecte care o să îngenuncheze această țară și o să vedeți și de ce. Cât cinism poate să fie în mintea unui om care se numește Florin Câțu. Marți a fost votată moțiunea de cenzură, 281 de voturi pentru, un record istoric din 1989 la zi. Și vine el și spune că o să plafoneze prețurile dacă va fi din nou numit premier și cu acele calități și capacități constituționale de a emite ordonanțe de urgență. Cu cât cinism vine și ne spune lucrul ăsta, deși noi am insistat în mod clar că una din măsurile extrem de vitale pentru România, pentru români, este plafonarea prețului la energie și la gaze. O să vă dau o informație în premieră. Furnizorii de gaze deja au achiziționat pentru luna ianuarie 2022. Știți la ce preț a fost achiziția? La 200 de euro megawatt oră. Aia înseamnă că pe piață o să distribuie undeva la 220-230 de euro în ianuarie 2022, februarie. Deci înseamnă o dublare a prețurilor la energie și la gaze. Achizițiile au fost făcute deja. Dacă nu se intervine rapid, prin plafonare, lucrurile vor evolua extrem de complicat pentru consumatorii, persoane fizice și persoane juridice, pentru că aici nu mai vorbim de un consumator vulnerabil. În opinia mea, vulnerabil suntem cu toții, atât agenții economici cât și persoane fizice, care practic nu-și mai pot plăti facturile, să fie pus în imposibilitatea de a plăti factura și un element. Al doilea element, eu cred că ne avem o capacitate de, acum producem undeva la 6.800-7.000 de megawatts ora. Aia înseamnă că în ianuarie, februarie, pe un consum maxim, Doamne ferește să nu fim în poziția de a scoate consumatori din funcțiune, pentru că nu avem capacitatea de a furniza energie. Dar ce vă împiedică săptămâna viitoare să discutați proiectele? Aici vreau să ajung. Avem proiect, inițiativă legislativă pe această temă. Comisiile de specialitate trebuie să emite acele avize. Așteptăm avizele comisiilor de specialitate care sunt consultative. Important este ca ele să existe, să-i dăm drumul la inițiativă legislativă și să o supunem dezbaterii plenului. Și acolo să vedem dacă... Sigur, categoric. Noi avem acea inițiativă legislativă depusă. Știți că am mai discutat despre ea, nu o să mai urmăream procedura tehnică, dar proiectul, inițiativa este în zona comisiilor de specialitate care trebuie să emită acele avize și rapoarte, că sunt comisii de aviz și comisii de raport și sigur că ulterior, Doamne ajută să mergem cât mai repede cu această procedură pentru a o putea dezbate în plen, pentru că astăzi avem un guvern cu puteri limitate. Nu au dreptul decât să emită acele hotărâri de guvern administrative. Ați văzut cum a emis aseară hotărâri de guvern privind fondul de rezervă al premierului. Chiar mă gândeam acum ce trebuie să facem, pentru că efectiv și-au bătut joc de primăriile PSD prin acele alocări. S-au atacat la contencios. Exact. Asta mă gândeam acum și o să vorbesc cu domnul președinte, o să vorbesc cu avocatul când ajung la București.
primăriile PSD, pentru că au calitate, să atacăm în instanța de contencios administrativ această hotărâre de guvern. Am înțeles că la nivel central și eram în discuții cu cei de la comunicare de la PSD București, s-a depus o plângere penală și exact asta vreau, îi scriam doamnei să-mi trimite și mie conținutul plângerii penale de la postul de serviciu împotriva premierului, care practic în această hotărâre de guvern încalcă legea bugetului, încalcă orice regulă de bun simț și sfidează. Dacă vreți, ca o concluzie pe tema asta, acum premierul și-a plătit prețul pentru alegerea în funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Știți că vorbeam despre acele posibilități de fraudă și de mituire a electoratului propriu PNL pentru a fi ales în această funcție. Acum avem dovada că a venit și a plătit alegătorii PNL. La ei fac trimitere pentru faptul că domnul Florin Câțu a fost ales președinte al Partidului Național Liberal. E o perioadă extrem de complicată și din perspectiva politică, pentru că privind ea, nu se mai stabilește o majoritate, se face o majoritate parlamentară. Am văzut că președintele Iohannis este total de dezinteresat, adică în situație de criză pleacă din țară, efectiv, și spune, lasă că săptămâna viitoare, până mai vorbesc voi între voi, o să vin și eu și o să vedem. Nu are soluții. Nu are soluții și atunci încearcă această strategie dezastroasă pentru noi a tragerii de timp. Eu sper ca președintele să înțeleagă rolul constituțional pe care le ține, acela de mediator și de jucător constituțional, să depășească acele probleme personale cu USR, cu PSD sau cu cine mai are dumneavoastră probleme și să joace pentru România. În opinia mea, nu joacă pentru România, practic, din aceste abordări, joacă exact împotriva noastră a tuturor, nu mai contează ce tip de persoană fizică sunt, de persoană fizică ori juridică după caz. E clar că logica asta o să ducă la faliment, o să vedeți, mai vorbim. Să dea Dumnezeu, să le dea minte și să accepte cu prioritate acea inițiativă legislativă a PSD de plafonare și atenție, nu oriunde plafonare. Plafonarea la luna ianuarie sau cel puțin să facem o medie a ultimelor sau primelor 6 luni. Că nu poți să plafonezi la nivelul lunii octombrie sau la ianuarie, la ianuarie 2022, pentru că practic sunt duble, sunt triple prețurile și rezultatul este același. Sigur că ați văzut că am făcut și o declarație politică eu, marți, înainte de plenul reunit al celor două camere și am votat în consecință, adică demiterea guvernului. Când am făcut o declarație politică punctuală, m-am promis la trecută, cu privire la fraudele de județul Călăraș, în care sunt implicați sau implicate persoane fizice și juridice de nivel zero, cum ar fi domnul senator Pantea Ciprian, tatăl lui, și alte persoane fizice și juridice din zona respectivă, care practic prin mijloace frauduloase au fraudat bani europeni, pentru că acolo discutăm de acea pajiște comunală, închiriată, transferată într-o formă împotriva legii, au fost depuse documente la APIA. Informațiile mele sunt de la DNA? Informațiile mele sunt din surse autorizate. Informațiile mele sunt din surse autorizate. Niște documente de la domnul Pandă și spune că s-a rezolvat problema la instanță, la tribunalul de Călăraș. Informațiile mele sunt de surse autorizate. Domnul Pandă se vine să facă dovada că nu există acele contracte, că nu există... Eu am documente oficiale de la instituții standardizate ale statului român care spune exact ceea ce discut eu cu dumneavoastră. Mi le dați oricând cu drag, niciun fel de problemă. Lucrurile funcționează fix în logica asta și dacă vreți să facem un test al adevărului, mergem în teritoriu. Mergem la să facem bani împreună, dacă aveți curaj, că mulți nu o să mergeți. Mergem împreună la fața locului și vorbim cu oamenii de acolo. Nu am o problemă. Asta e testul adevărului. Testul suprem. Asta cu mesaje, cu ok. Eu discut. Dar mergem împreună. Ne urcăm în mașină, plătesc eu drumul, plătesc eu tot ce înseamnă, mergem la Ștefan cel Mare și discutăm cu oamenii de acolo, cu cei care sunt vitregiți, practic, de acest teren cu destinație instanță comunală, are un regim juridic distinct. Oricând putem să abordăm problema din această perspectivă și nu e singura localitate în situația asta, ca să fiu corect. Dacă nu suntem corecți cu noi și încercăm să ne mințim, o să ajungem din rău în mai rău. Sigur că vă spunea domnul vicepreședinte Beștea că ieri am avut o acțiune la Radovanu, Cribăț, Șoldan.
zona respectivă, care în ultimii 30 de ani a fost abandonată. 25, ca să fiu mai corect, până la venirea domnului Iliuță Vasile în calitate de președinte al Consiliului Județean, oamenii de acolo au fost abandonați la propriu de guvernările PNL, pentru că în zona respectivă, atât primarul, cât și Consiliul Județean era PNL, n-au făcut decât să fraudeze bugetul cu facturi, facturau acel pod. Sunt două poduri pe care, dacă mergem în evidențele primăriilor, să vedeți câți bani au fost furați cu acele facturi. Așa la București. Ori Consiliul Județean sub conducerea domnului Iliuță are marele merit, pentru că a gestionat corect fondurile, a dezvoltat investiții clare în sprijinul locuitorilor din zona, acel drum județean, standardizat și drum trainic, făcut așa cum trebuie și cum scrie la carte, la fel și acel pod care sperăm că dacă timpul o să fie bun, am înțeles eu că undeva la 1 decembrie poate să fie dat în folosință. Și sigur că e o cale extrem de principală de acces în zona respectivă, extrem de utilă locuitorilor din zonă. Am văzut diferențele de abordare la fața locului, că ați fost acolo. Ați văzut că în comuna Rădovanu nu exista trotuar, nu exista nimic. Și avem un primar de, nu știu, 4-5 mandate acolo. Ultimul, în opinia mea, prin fraudă ocupat acel mandat, am făcut plângere la parchet, dar se pare că nu prea avem procurori care să gestioneze din perspectivă corectă probele, le gestionează altfel, ca să nu spun infracțional. Sunt probe clare în acele dosare, pentru că eu am discutat cu oamenii și am cunoștință, știu foarte bine ce conțin acele dosare penale, dar doamna procuror de Loreanu de la Otenința se pare că are o temere. La fel și pe la Rechiusat avem niște plângeri de nunțuri făcute de mine, ținute așa, într-o de lucrare. Dar primărița de la Radovanu e dintr-o coza noastră, ceva? Adică de ce se... Da, cam așa ceva. E o femeie care a fraudat și sunt lucruri dovedite. E un om, că aici nu vorbim de femeie sau de bărbat, vorbim de un om care a fraudat alegerile în 2020. Lucruri dovedite, clare. Secretarul Comisiei a intrat într-o secție de votare, a falsificat procesele verbale, sunt lucruri dovedite. Problema e că cine e plătit să facă lucrul ăsta nu vrea, dacă vreți răspunsul meu. Da? La fel, proba adevărului se face în teren. Mergeți cu mine în teren și discutăm să vedeți cum au fraudat, urna volantă, mersul. Nu avem aici pe domnul Pește, care a fost prezent la acele alegeri și a apelat serviciile de urgență în momentul respectiv. Ok. Întrebări, dacă aveți. Cum vedeți rezolvarea actualității? Ce face PSD-ul? PSD-ul face tot ceea ce stă putință ca să dezvolte acele acțiuni în sprijinul. V-am și spus exact ce a făcut PSD-ul. Au inițiat o lege prin care să plafonăm prețurile. Sigur că o problemă de fond, de perspectivă constituțională, este la președintele Iohannis. El e cel care va decide, nu? Viitorul, sau care desemnează viitorul premier, în jurul căruia ar trebui să fie găsită o majoritate parlamentară pentru a forma un guvern. Deocamdată PSD ce poate să facă decât să răspundă la niște invitații ale președintelui, să discutăm punctual pe această criză politică, să vedem acea formulă guvernamentală, parlamentară, care are susținere. Dacă nu, în opinia noastră, și cred că asta ar fi soluția, nu știu ce măsură putem să realizăm, pentru că e perspectiva extrem de complicată constituțional vorbind, alegeri anticipate. Dar e greu, pentru că avem o Constituție, vă spuneați data trecută, de tip rigid. Dar nu e posibil. O să încercăm varianta alegerilor anticipate, eventual cu un guvern de tehnocrați, de specialiști care se traverseze, să gestioneze provizorul 6-7 luni până undeva în primăvară această situație de criză, sigur cu mențiunea că acel guvern ar trebui să ducă la îndeplinire câteva din obiectivele noastre ale PSD, respectiv plafonare preții energie gaze, majorarea pensiilor, cel puțin cu nivelul puterii de cumpărare care a scăzut 12-15%, salariile celor din privat, adică salariul de bază minim brut, salariile din sistemul public, legea 153 și alte elemente pe care noi le-am propus să le gestionăm în interesul general, atât în zona privată, cât și în zona publică. Personal, credeți că președintele va nominaliza tot pe Câțu? Constituțional nu cred că are cum. Avem o decizie a curții. Amintiți-vă că acest Câțu a fost iepuraș acum ceva timp în urmă, când a fost nominalizat, că nu-l putea din perspectivă constituțională să nominalizez din nou pe Orban, iar Câțu a depus mandatul înainte de a fi
trecut în Parlament, că atunci trebuie să găsesc o soluție din asta tragicomică, să-l voteze pe Câțu ca să scăpăm de Orban. Câțu a depus mandatul și l-a desemnat după președintele Orban. Am văzut niște abordări și eu cred în această abordare, dacă insistă. Eu cred că Iohannis ar trebui suspendat, ar trebui declanșată procedura de suspendare dacă insistă să ne jignească și să ne ajute că ne-a făcut jignit și atât președintele cât și premierul. Ar vedea că s-a criticat Câțu? Păi Câțu s-a criticat. Câțu e o marionetă în mâna președintelui și altora din exteriorul țării. Și măcar nu-i de valoarea lui Boc, care și el era o marionetă a lui Traian Băsescu, cel puțin... Pentru că și-a făcut treaba, dacă n-a vrut să plafoneze prețul la energie și gaz. Asta am început, că cinism mare. Ieri, alaltă, deci luni putea să emită ordonanță de urgență să plafoneze prețurile. Luni, pe 4 octombrie. Vine pe 7 și ne spune că dacă o să fie totul să plafoneze. Uitați-vă cât cinism. Cât cinism. Când vorbim numai cu dumneavoastră, eu cred că am vorbit de cel puțin de 2-3 ori, nu am repetat, în urmă cu o săptămână, cu 2 săptămâni, cu 3 săptămâni, despre o plafonare, despre o plafonare. Și eu vin cu, m-am adus viața concret. Aseară am vorbit cu cineva de la energie, care mi-a spus clar, domnul Coarne, în ianuarie deja furnizorii au achiziționat, au plătit prețul, au încheiat contractele, valoarea e de 200 de megawatts oră, în ianuarie. Și pe piață o să ajungă 220-230 de megawatts oră. Dar nu se va întâmpla, totuși pe perioada de stare de alertă, nu poți să decuplezi consumatorul final de la rețeaua de electricitate și de gaz. Asta va acumula datorii. Ulterior, păi asta ca regulă, dar știți, se întâmplă, ne vorbim dintr-o perspectivă tehnică, dintr-o perspectivă morală, dar tehnic, dacă nu mai ai capacitate de funcționare, ce să faci? Trebuie să scoți de undeva. Dacă tu nu poți produce energie și nu poți importa energie cât consumi. Eu am trăit lucrurile astea înainte de Revoluție. Bine, atunci produceam 21.000 de megawatts-uri, dar aveam mari consumatori. Aveam Reșița, Călărașul, aveam Galați. Și atunci, în situații, în momentele de vârf, se scăteau consumatorii de uscaznic. Cine-i mai la 50 de ani, acum înțelege, 87-86, când se scăteau cartiere întregi în timp de iarnă, pentru că nu, sistemul energetic nu făcea față. Cât acolo să ajungem, din perspectivă tehnică. Acum, sigur că poate până acolo, cum spuneți dumneavoastră, unii nu o să mai ajungă, că nu să-și poate plăti facturile. Știu deja de acum, am văzut facturi la pensionari, facturi de 1.100-1.300 de lei și, în practică, are o pensie de 800-900, deci trebuie să se împrumute undeva ca să-și poate susține factura la energie. Imaginați-vă cum are nevoie de medicamente, are nevoie de hrană, are nevoie de un minim, un strig necesar pentru a-și continua viața și așa este de afectat. Cum se poate ajunge la alegerea? Păi, Constituția spune extrem de clar că în timp de 60 de zile, dacă vor fi picate succesiv două guverne, președintele poate să dizolve Parlamentul. Poate. Avem, poate. Așa e articolul. Dacă vrei. Păi, poate, e caracter poate. Facultativ. Nu e un caracter important. Și atunci poți să conduci doar cu măsuri administrative? Adică să pui un pretext și să faci o vădere de guvern? Sigur că nu. Că uitați-vă că avem situații de criză. Situații pe care, în opinia mea... Dar dacă poate să lucreze mai mult Parlament. Da, e adevărat. Dar problema de fond se pune pe o stare de urgență. O situație de urgență. Tocmai de aceea avem acea instituție a ordonanței de urgență. Nu? Că în Parlament sunt totuși de proceduri un pic mai sofisticate. Cum comisiile de avizare, comisiile de raport. Dar tot automat nu puteți aproba legii de astea care respectare. Păi, comisiile, da, noi putem să le aprobăm, dar v-am spus că sunt la comisii, iar comisiile sunt deținute tot de PNL-USR. Președinții de comisii sunt tot ai celor care au fost în arcul guvernamental. Păi v-ați înțeles bine la moțiune acum, poate îi convingeți comisiile să voteze. Și observ că și PNL-ul vrea să plafoneze, dar dacă v-ați vorbit din nou la guvernal, păi, în momentul ăsta... Eu am înțeles perfect că asta se numește cinism. Au avut posibilitate până pe 4 octombrie să emită ordonanță de urgență. De ce nu am emis-o? Asta e, cum am văzut, nu am în Parlament puteți... Păi, v-am spus, nu am văzut. De acord cu dumneavoastră. Problema de fond este că acele comisii ne-au dat drumul inițiativei legislative. Punct. Restul, discutăm cât vreți. Noi încercăm să le urgentăm.
Ați văzut că deja a fost chemat domnul Arafat la birou permanent al celor două camere pentru că a luat o altă decizie, să nu mai internăm oamenii prin spitale și vorbim de rata mortalității mare. Da, majoritatea celor care au murit au fost bolnavi cronici, din lipsă de tratament și în 2020, așa da. Să fie și în 2020. Dar el e acum jupânul și nu mai e pe el. El a cam fost jupânul. Da, domnul Arafat e regulă. E cu act de regulă, da? Știți cum e. Fiecare dintre noi, într-o zi, o să plătim pentru faptele noastre. Și domnul Arafat o să plătească. Și toți cei care au abuzat țara asta o să plătească. Mai devreme sau mai târziu. Și toți cei care au închiriat pajiștile comunale altora și noi spunem că a zis instanța. Hai să mergem la fața locului să vorbim cu oamenii de acolo. Adevărul e acolo, la oamenii din Ștefan cel Mare. Și o să vedeți diferențe între casele oamenilor și casa primarului. Nu vreau să dezvolt mai mult. O să discutăm mai bine niște materiale și cu galbă și cu alte lucruri. Tot ale domnului Pandea. Oare întâmplător a fost trecut domnul Pandea din tabăra Orban în tabăra Câțu, via de nea? Nu. Nu. Apropo de mesajul dumneavoastră. O să vii la nu, sigur. I-a arătat băiatului pisicuța și a zis, domnule, a declarat cu oamenii la Câțu. Și a procedat în consecință. Cam asta e situația, pe scurt. Eu discut cu oricine cu documente, nu vorbesc așa, să mă aflu în treabă. Nu am venit aici să... La Radovan nu mai există buletine de vot, să mai verificate? N-am înțeles întrebarea. Buletine de vot la Radovan mai există, să poată fi verificate în afară de procedură? Păi ar trebui să existe, ar trebui să existe, dar nu există interes. Păi există, acum se există. Dar parchetul nu vrea să dezvolte cercetare. Am spus, sunt probe direct acolo, pentru că eu știu dosar. Știu foarte bine dosarul, știu plângerile, știu declarațiile de martor și probele directe pe care le-am depus parchetului. Dosarul e undeva pe la poliție, la teniție. Dar nu se vrea, pentru că e fraudă, fraudă. Adică diferența între Ionuț Galbinașu și doamna care a fraudat era de vreo 200 și chiar 300 de voturi. Inițial, dacă vii la sistemul electronic și să vedeți că Ionuț Galbinașu era primar. Și când am implementat procesele verbale, a fost diferență de 14 voturi. Luați-le și uitați-vă pe ele, că sunteți specialiști în presă și ar trebui să stăpâniți informația și mecanismele astea. Uitați-vă! Să vedeți că Ionuț Galbinașul la 12 noapte era primar. 300 de voturi diferență. Dimineața au fost 14 invers. A votat diaspora, la primărie la Radovan. Okay. Asta este, dacă acceptăm în continuare. Diaspora a votat, apropo de diaspora, la sectorul 1. Același tip de fraudă a fost și acolo. Tot cu procesele verbale, secții, ați văzut? A văzut doamna, a fost Fan Băsesc în 2009. Cine? Doamna, a fost Fan Băsesc în 2009. Doamna. De la PDV. Doamna, e fan factură fără lucrări. Dacă mergeți pe acolo, prin asta e bătălia mare. Dacă mergeți prin Timurie, o să vedeți facturi de piatră, 5 miliarde pe fiecare an, fără să vă o piatră pe acolo. Aia e bătălia pentru primăria din Radovan. Frica de pușcărie, frica de Rahova, de Jilava, cum așa. Aia e bătălia acolo. Dacă vine unul corect și merge și vede evidența contabilă și scoate la lumină, o să vedeți atunci în ciclul în care au trăit oamenii din Radovan. Sunt multe lucruri acolo.